Pacea Domnului vouă tuturor. Pace. E bun. Lăsăm cursul părădat de tuturor. Înainte de toate, aș vrea să transmit salutări de în casa noastră de la frații Dovgan, fratele Eugeniu și sora Maria. Care, obosiți de puterile vieții, au rămas acasă. Nu sunt bolnavi, dar fratelui Eugen este greu ca să se urce scările. A dorit ca să fie aici cu sora Maria, dar din cauza stării sănătății a rămas acasă. De asemenea, de la adunarea noastră, din care fac parte Poliană și Zolăcev, împrejurimile Lvovului, de asemenea, frații, vă transmit saluturile lor. Tema noastră de astăzi va fi cuvintele prorocului Ieremia din capitolul 9, versetul 23 și 24. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Așa vorbește Domnul. Fie ca să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea lui și împăratul cu puterea lui, bogatul cu bogăția lui, pentru că cine se va lăuda să se laude doar că are pricepere și că mă cunoaște și că eu sunt Domnul, pentru că eu sunt judecătorul, dreptatea. Fac milă și dreptate pe pământ, că în aceasta găsesc plăcere, eu, zice Domnul. Dorința de a câștiga înțelepciune și pricepere este un lucru bun. Ea a stimulat omenirea de la bun început. Ne amintim de grădina Edenului, în care se găsea pomul cunoștinței binelui și răului. Eva a dorit foarte mult să dobândească înțelepciune atunci când a gustat din rodul pomului interzis. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschide cuiva mintea, a luat deci de rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el, Geneza 3:6. Simpla dorință de a dobândi înțelepciune nu a fost un păcat. Ea se putea câștiga însă printr-o altă modalitate. Dar în Eden a apărut neascultarea față de Dumnezeu, care a fost o nelegiuire. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Geneza 3:17. Ne amintim de regele Solomon, căruia Domnul i s-a arătat într-un vis. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere, ce vrei să-ți deau? Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie și în dreptate, în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu, care șede pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David, și eu nu sunt decât un tânăr. Nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales. Popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă deci robului tău o inimă pricepută,
ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon a fost plăcută Domnului. Și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile mele și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Știm că Solomon a fost într-adevăr un împărat renumit, slava sa fiind cunoscută printre popoarele existente atunci. Până în ziua de astăzi se vorbește despre înțelepciunea lui Solomon. Însă aflăm că nu a folosit această înțelepciune până la sfârșit pentru a face voia Domnului. La bătrânețe s-a îndepărtat de Dumnezeul adevărat. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul al Domnului, Dumnezeului său, și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului. 1 Regi 11:4-6. Bogăția i-a întunecat rațiunea. Pentru a-și spori averea, a pus impozite grele peste popor, astfel încât după moartea lui, oamenii împovărați au cerut să li se ușureze jugul. Citim în 1 Regi 12:4. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. A dobândi înțelepciune este un lucru bun. Solomon a dobândit înțelepciune, dar nu a folosit-o corespunzător, ci mai degrabă în defavoarea sa, fiindcă la sfârșitul vieții sale a înțeles că tot ceea ce câștigase, nefiind folosit spre lauda Domnului, fusese o deșertăciune. Mulți bărbați înțelepți și multe femei înțelepte au trăit în secolele trecute. Astăzi, ca niciodată, lumea caută înțelepciunea pentru a salva aparențele. Înțelegem că înțelepciunea se câștigă din aplicarea în practică a cunoștinței prin experiență. Peste tot în lume se promovează acum educarea complexă a copiilor. Dar, din nefericire, cu cât lumea câștigă mai multă înțelepciune de acest gen, cu atât se confruntă cu mai multe probleme și se degradează. Nu înseamnă că înțelepciunea aceasta și cunoștința sunt negative, dar credem că sunt clădite pe egoism. Egoismul îi împiedică pe oameni să aplice cunoștința și înțelepciunea în mod corespunzător, fără să provoace rău. Bucuria și liniștea în viață nu sunt întotdeauna realizate aceste înțelepciuni lumești. Iacov a scris în 3, de la 13 la 15. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, prin puterea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, grecește, sufletească, drăcească. Comentând versetul 15, fratele Rusel așa explică ce este înțelepciunea lumească. În egoismul ei își caută propria satisfacție, mândria și egoismul o inspiră.
e doar o invidie și spirit de contradicție. Iar cuvintele firească, drăcească, le comentează în felul următor. Direcția generală a înțelepciunii este aceasta. Înțelepciunea pe care o dă satana este complet nedorită. Mulți, deși prea târziu, au înțeles acest lucru. În versetul nostru de bază, din Ieremia 9:22, am citit cuvintele. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Pe parcursul istoriei au fost mulți viteji, curajoși și tari. Unii erau conducători, alții aveau funcții importante în stat, lăudându-se cu puterea și tăria lor. Alții aveau succes în afaceri sau erau întreprinzători, etc. Mulți își foloseau puterea pentru îmbunătățirea stării proprii, pentru a trăi mai bine ca alții, dar niciunul din puternicii acestei lumi nu a găsit o satisfacție reală în inimă, fiindcă mulți și-au sfârșit viața în slăbiciune. Vreau să vă amintesc un eveniment în care eroul principal a fost un viteaz, ce se lăuda cu puterea sa. Dar în final a lovit criza, și nu numai pe el, ci pe întreaga sa armată. Cred că știți despre cine vorbim. Citim în 1 Samuel 17, cu 4 la 10. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif din aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci din aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză din aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și ferul suliței cântărea 600 de sicli din fier. Cel ce purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit și vorbind oștirilor lui Israel așezate în șirul de bătaie le-a strigat. Pentru ce ieșiți să vă așezați în șirul de bătaie? Nu sunt eu filisteanul și nu sunteți voi slujitorii lui Saul. Alegeți un om care să se pogoare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îi voi birui eu și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis, arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Știm această istorie. Că David, când a ieșit să lupte împotriva vrăjmașului, în Psalmul 20 a scris. Noi ne vom lăuda doar în Domnul Dumnezeul nostru. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Mai departe vom citi din 1 Samuel. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul i-a zis lui David, ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborî
și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvilor taberii, filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește, nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. A alergat să opri lângă filistean, i-a luat sabie pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că ureașul lor a murit, au luat-o la fugă. Vedem că David nu a fost puternic, dar credința lui a întrecut puterea și el nu s-a încrezut în sine, ci doar în Dumnezeu. El a spus că Dumnezeul lui Israel te va da astăzi în mâinile mele. Și așa și s-a întâmplat. Mai departe, spune următorul fragment. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Nu considerăm că a fi înțelept, curajos sau bogat este un lucru rău. Depinde însă în ce mod și-a câștigat cineva bogăția. Pentru că unii se îmbogățesc exploatându-i pe alții, alții s-au îmbogățit datorită faptului că au știut să planifice și să-și conducă bine interesele. Alții care și-au dorit toată viața la bogăție, atunci când s-au îmbogățit, nu simt nicio satisfacție, nicio bucurie, nu au liniște. Dar au fost și încă mai sunt și din aceia care și-au consacrat lui Dumnezeu bogăția câștigată pentru a putea fi folosită înțelept spre slava lui Dumnezeu și pentru frații. Alții au dobândit bogății, dar în loc să le folosească pentru Dumnezeu, sunt zgârciți. Așa a fost în cazul tânărului bogat. Iisus i-a spus să vândă tot ce avea și să-L urmeze. Însă tânărul, auzind acest lucru, s-a întristat foarte tare, căci avea avere mare. Dacă ar fi fost mult mai umil și mai credincios, l-ar fi putut întreba pe Iisus, cum să procedez pentru ca Dumnezeu să-L primească? Apostolul Pavel, în 1 Timotei, capitolul 6, versul de la 17 la 19, scrie: îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestătornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa că să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Tânărul bogat nu credea că puterea că dacă va preda totul tatălui, îi se va da tot ce era necesar pentru viață. De fapt, de-a lungul vârstei evanghelice, nu au fost mulți bogați urmași ai lui Iisus. Mai mulți au fost din aceia care au dispus numai de lucruri strict necesare. Iisus a apreciat-o pe văduvă care a dat tot ce a avut. De aceea, poporul Domnului trebuie să se mulțumească cu ce a primit de la Dumnezeu, iar cu ajutorul Duhului Sfânt să devină și mai zeloși, să dorească să-și dezvolte talentele avute. Vedem că lucrarea Domnului se dezvoltă pe timp îndelungat
datorită efortului comun al multor frați și surori care au înțeles scopul consacrării. Versetul nostru de bază spune: cât de plăcut este ca să fim împreună, să ne bucurăm din Duhul Sfânt și să avem o părtășie, o comuniune și o consacrare sfântă. Versetul nostru de bază spune: ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Este deci foarte important să cunoaștem caracterul minunat al lui Dumnezeu, să înțelegem intenția și planul lui de mântuire a întregii omeniri. Dacă vom fi credincioși în consacrarea noastră, dacă vom aprecia adevărul pe măsură ce îl vom studia, ne vom asemăna cu Domnul. Pentru a moșteni slava, cinstea și nemurirea și viața veșnică. Așa cum amintește apostolul, va da viața veșnică celor ce prin stăruința de bine caută slava, cinstea și nemurirea. Romani 2:7. În rugăciunea sa, din timpul cinei de amintire, Domnul a spus: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17:3. Noi avem datoria să cunoaștem cât mai mult despre Dumnezeu, despre voia Lui față de noi, pentru că dacă Îl iubim și dorim să-I slujim, dacă îl vom fi ascultători, ne vom dovedi vrednici de viață veșnică, care este pregătită datorită răscumpărării Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu, pe care nu-l vedem și nu-l putem atinge? În 1 Timotei 6:16 este scris că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Într-o anumită măsură îl cunoaștem pe Dumnezeu prin ceea ce a creat, după cuvintele lui David în Psalm 19:1-2. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vesește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Îmi amintesc o istorie a unui frate care pe timpul Uniunii Sovietice, când erau urmăriți de KGB și erau cei care studiau din cuvântul Domnului, și un major i-a dat o întrebare acestui frate și fratele povestea că îl putem vedea pe Dumnezeu fără Biblie? El îl întreba: poate de înțeles ceva despre Dumnezeu fără Biblie? Și acest frate i-a răspuns cu cuvintele: lucrarea mâinilor lui arată cine este Dumnezeu. Ceea ce este împrejurul nostru ne dovedește că este Dumnezeu, că este un creator, că El pe toate acestea le-a creat, că El domnește asupra tuturor acestor lucruri. Și următoarele lucruri pe care le vom citi, de asemenea, sunt cuvintele lui David, și noi, de asemenea, vedem înțelepciunea lui Dumnezeu în tot ceea ce El a pregătit pentru noi. În Psalm 104:24, cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile Tale. Înțelepciunea lui Dumnezeu se mai vede și în faptul că El le-a dat copiilor Săi din vârstă evanghelică o carte minunată, care conține cerințele indispensabile pentru a deveni fii ai Lui. Și El cere din partea acestora să aibă înțelepciunea descrisă în Iacov 3:17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică,
blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Comentând acest verset, fratele Rusel a scris: această înțelepciune se dobândește datorită adevărului divin, care trebuie studiat și care este în armonie cu Biblia. Cei care au această înțelepciune, care au starea de inimă potrivită pentru a accepta învățătura lui Dumnezeu, vor primi cu siguranță înțelegerea acestui adevăr, care este o hrană la timp potrivit. Iisus a avut înțelepciunea care se baza pe dragostea și pe ideea de a sluji altora. Acest gen de înțelepciune ar trebui să fie mai de dorit decât toată înțelepciunea pământească. Versetul nostru 23 din capitolul de bază mai conține și cuvintele: eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Cum putem armoniza acest verset cu faptul că de peste 6.000 de ani omenirea suferă, zilnic mor copii nevinovați, iar războaiele, inundațiile, cutremurile de pământ și uraganele distrug casele oamenilor, luându-le chiar și viața? Ca să nu mai amintesc de sentimentul de nesiguranță, frică față de viitor. Biblia ne descrie convingător de ce există în lume această stare a lucrurilor. Motivul principal este neascultarea primilor noștri părinți în Eden, care i-a condus spre păcat. În Romani 5:12, Apostolul Pavel a scris: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Dar cuvintele anterioare din versetul nostru de bază le putem înțelege numai prin prisma planului de îndurare a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un timp bine stabilit pentru ridicarea din morminte a întregii omeniri. Iubirea, înțelepciunea, dreptatea și puterea lui Dumnezeu se vor arăta prin planul divin de mântuire în Hristos. Apostolul Pavel, în 1 Timotei 2, versul de la 3 la 6, a scris: lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Prin el, Dumnezeu va binecuvânta lumea. A hotărât să aleagă dintre oameni o mică turmă, care se va uni cu Iisus la nivel spiritual, pentru a binecuvânta omenirea sculată din mormânt, pentru a-i da sănătate, bucurie și viață. Pentru că în jurământul făcut lui Avraam, Dumnezeu a făgăduit să-i binecuvinteze pe toți oamenii prin sămânța sa. Apostolul Pavel a scris că această sămânță a lui Avraam este Hristos, capul, nu zice și semințiilor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminției tale, adică Hristos. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință. Galateni 3:16-29. Pentru a deveni sămânța lui Avraam, trebuie să ne umplem nu cu înțelepciunea lumească, ci cu înțelepciunea care vine de sus, cu înțelepciunea divină. Despre acest lucru a scris Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1:18-24.
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască precredincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este putere și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu alege în decursul vârstei evanghelice astfel o clasă ascultătoare, care caută înțelepciunea divină. În Matei 11:28-30 ne invită, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. De aceea, dragi frați în Domnul, să învățăm cât mai mult despre Dumnezeu din cuvintele Domnului Iisus, ale apostolilor și profeților, ca să-L putem înțelege și lauda noastră să fie numai din cunoașterea Lui. Să putem cunoaște care este voia Lui față de noi, să aflăm cum să ne dezvoltăm un caracter care să fie vrednic de stare spirituală, să moștenim viața cu Iisus. Fie ca cunoașterea planului divin de mântuire să ne încurajeze și mai mult să-i slujim Lui. Pentru că cu fiecare an care trece, ne apropiem de împlinirea speranței noastre în Hristos, de viață veșnică. Amin.